eu fac lucru ca toate. Da, de exemplu... Fii babysitter, da, să îngrijești, da, un copil. Sau să îngrijesc o casă, să fie curat. Tot mă descurc. Eu acasă nu am nevoie ca să stea cineva. Sau eu ajung la aragaz, la curățenie, fac. Eu tare mi-aș dori ca după acest interviu, pentru că sunt mulți oameni care caută persoane de încredere, muncitoare, așa ca tine, și vreau din suflet să cred că cineva o să te contacteze și o să-ți ofere un loc de muncă, astfel încât visurile tale să devină realitate. Chiar îmi doresc lucrul acesta pentru tine. Dar tu, cum îți visezi viața, nu știu, peste 10 ani? Acum mă gândesc că... Așa, eu vreau foarte mult să am o locuință a mea și să trăiesc în oraș ca să am condițiile de trai. Îți fie mai ușor. Mai ușor, da. Că la țară eu am văzut că este greu. Amu este mama și așa, dar ca să am o locuință, un post de lucru, dar vin să meargă la școală, apoi la universitate, ce o să vrei el să-și aleagă în viață. Căsătorit, când... Gospodina la casă. Da, la, da. Și fericită. Da. Și aș vrea foarte mult să trăiesc în o altă țară. În altă țară. Eu, în ce țară crezi că ai fi mai fericită? Eu, de exemplu, când am fost în Anglia, m-am simțit binișor acolo. În România tot m-aș vedea și acolo, pentru că e aceeași limbă și e mai ușor. Dar atunci când ai plecat în Anglia, ai reușit un pic cu limba, nu, să te descurci? A început un pic să înțeleg, dar mergea Ierinel cu mine peste tot și el traducea. Uh-huh. Mi-a fost greu, da, dar eu vroiam să mă exprim, să spun, de exemplu, chiar și când însărcinat, cum mergi, când decurgi. Îi spuneam lui Ierinel, el traducea, dar vedeam, el, dar medicii mă înțelegeau parcă, dacă nu îmi dădeau traducător. Uh-huh. Și... Dar în Italia? Ai reușit să... În Italia eu am făcut un curs înainte să plec acolo. Am făcut un... dar nu vorbeam cu nimic, stăteam doar acasă și eram doar cu moldoveni. Și acolo iarăși... Nu vorbeam... Am înțeles. Dar de ce îți dorești atât de mult să pleci în țară și de ce nu-ți vezi aici viitorul? În primul rând, oamenii. Eu chiar mai am... prietenii mi-am făcut cunoscuți care au aceeași problemă ca mine. Suferința cea mai mare, oamenii, că să râde noi, că ne arată cu degetul. Asta-i. Dar că oamenii să fie mai buni, mai înțelegători și să avem și de muncă, ar fi așa mai ușor el, da? Chiar dacă avem suferință, oricum suferința este. Eu chiar și acum câteodată stau și mă gândesc, uite, dacă eram sănătoasă, realizam, mă duceam, nu avem nevoie de nimic, de, știi, dar acum, știi, totdeauna trebuie cineva să te ajute, măcar cu un cuvânt, sau chiar și acela, ca la să te angajezi la un job, tot trebuie să vorbească cineva. Exact. Da, ca să te ajute. Așa să te duci la, să te angajezi, să nu se uită, nici nu poți să nu te iei să te, să vorbească cu tine, spune că nu avem nevoie de lucrători.